Bună, sunt Elena și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Astăzi vă vorbesc despre romanul Jucătoarea de Go, semnat de Șansa, roman apărut în anul 2001 și la noi tradus la editura Polirom. Acțiunea se desfășoară în timpul conflictului manciurian și întâlnim două personaje care se află în opoziție. Pe de o parte este Jucătoarea de Go, o tânără fără nume pe care o observăm atât în viața ei de zi cu zi de la școală, cât și în viața ei de după, când decide să-și petreacă timpul într-o piață jucând Go cu alți oameni. Pe de altă parte, întâlnim un soldat japonez care cunoaște limba chineză și acesta devine un spion. Se infiltrează printre alți chinezi în încercarea de a găsi teroriștii. Astfel, tânărul ajunge în piața unde au loc partidele de Go și joacă cu fata. Cele două personaje nu au nimic în comun, iar cartea se bazează mai mult pe trăirile interioare ale acestora. Temele principale din Jucătoarea de Go, și anume războiul, criza individului, dar și criza unei națiuni, sunt explorate prin intermediul trăirilor celor două personaje, care se află la polurile opuse în ceea ce privește conflictul. Chinezoica decide să ignore conflictul exterior, conflictul dintre armata chineză și cea japoneză, și își petrece zilele jucând Go. În plus, fiind la vârsta adolescenței, fata are alte preocupări și are un puternic conflict interior. Trăiește o poveste de dragoste pe care încearcă să o trateze ca un adult, însă lucrurile nu se întâmplă așa cum își dorește ea. Soldatul japonez, un tânăr care a plecat de acasă la vârsta de 19 ani, trăiește atât un conflict exterior cât și un conflict interior. Cel exterior este reprezentat de conflictul armat dintre China și Japonia și tânărul încearcă să își confirme că ceea ce fac camarazii săi este corect. Conflictul interior pe care îl are este legat de familia sa și de promisiunea pe care a făcut-o acesteia. Pe de o parte, se luptă cu dorința dintre a fi demn și de a reprezenta valorile țării sale, pe de altă parte, nu este de acord cu toate crimele care au loc în fața sa, crimele de război, la care trebuie să participe atât activ cât și pasiv. Nu are dreptul să spună niciun cuvânt împotriva superiorilor săi, dar îl macină actele de cruzime care au loc în jur. Pe parcursul romanului, cititorul vede anumite elemente din cultura chineză și din cultura japoneză, observând diferența dintre acestea. Jucătoarea de Go este un roman ce urmărește conflictul din Manciuria și felul în care acesta a influențat nu doar chinezii, ci și japonezii. Felul în care populația de rând a surprins acest eveniment, cum l-a trăit, și modul în care un soldat oarecare din armata japoneză, din armata invadatoare, privește situația. Romanul lui Șansa este o carte despre trăirile omului, despre visele acestuia și despre capacitatea ființei umane de a se închide în sine și de a ignora lumea de afară. Acest lucru se vede prin intermediul Jucătoarei de Go, care încearcă să se ascundă în spatele jocului, care încearcă să ignore toate evenimentele care au loc în jurul său și care este preocupată preponderent de problemele ei personale. Prin intermediul tânărului ajungem să aflăm despre o anumită filosofie de viață bine reprezentată în paginile acestui roman. Cartea conține și elemente de roman de dragoste, dar prezentat într-o formă destul de ciudată și mi-a plăcut foarte mult execuția acestei povești. Șansa reușește să creeze niște personaje realiste de care te atașezi și prin intermediul cărora observi cât de mult un conflict poate influența oamenii, indiferent de partea de care se află aceștia. Dacă sunteți pasionați de această perioadă istorică și vreți să aflați mai multe lucruri despre cultura chineză și cultura japoneză, vă recomand cu mare drag romanul lui Șansa. Atât pentru astăzi, să aveți o zi cât mai frumoasă, pa, pa!